Regiunea Olteniei are la acest moment peste 12.000 de prosumatori. Numărul acestora a crescut simțitor, mai ales după implementarea programului Casa Verde, care a fost declarat un real succes. Severinenii spun că panourile sunt o alternativă bună. Cel mai mult produc pe timpul verii, însă și iarna se observă o scădere considerabilă a prețului la energie. Numărul prosumatorilor din regiunea Olteniei a crescut simțitor în ultima perioadă. Panourile fotovoltaice au început să ia amploare, iar severinenii s-au îndreptat și ei către energia verde. Oamenii spun că, datorită acestora, factura la energia electrică nu mai este la fel de mare ca înainte. Mulți au investit din propriul buzunar pentru acestea, în timp ce alții au primit finanțare prin programul Casa Verde. Foarte satisfăcut, adică consumul de peste zi mi-este acoperit din ce îmi dau panourile solare. Peste noapte consumurile sunt mici, acum. La iarnă poate o să fie invers, dar vedem. Până acum am produs, deci au fost conectate la rețea la începutul lui aprilie, vreo 3 MW am băgat în sistem. Regiunea Olteniei are cei mai mulți prosumatori la acest moment. Mai exact, aceștia au o putere electrică instalată de peste 140.000 de kW. Am ajuns în momentul de față să fim la peste 80.000 de prosumatori cu o putere instalată de peste 860 de MW. Și ca să faceți așa o comparație, practic puterea prosumatorilor în centrale instalate acasă, practic în panouri pe acoperiș, este mai mare decât puterea care s-a instalat în ultimii 10 ani și care este instalată în energie regenerabilă de către companii. Energie fotovoltaică. Deci, practic, prosumatorii merg într-un ritm foarte lent, o rețea distribuită, practic fiecare își montează acasă la nivel național, montează acasă distribuit, și am ajuns să depășim puterea instalată în energie regenerabilă. Evident, și aceasta urmează să crească. Panourile fotovoltaice pot fi cumpărate de orice cetățean. Acestea sunt costisitoare pe moment, dar sunt o investiție profitabilă de-a lungul anilor. Undeva costul pe kilowatt este pe la 800 de euro pe kilowatt putere instalată. Trebuie să ai în jur de aproximativ 8 metri pătrați disponibil de acoperiș pentru un kilowatt. Vorbim în chestii estimate, adică în funcție și de forma acoperișului, evident, lucrurile pot fi modificate, dar beneficiile sunt pe un termen de 20-25 de ani. Este o investiție care este finanțată sau cofinanțată de la bugetul de stat, din fonduri europene pentru persoane fizice, pentru firme să vină alte coluri prin Ministerul Energiei. Și municipalitatea a investit în energia verde. Au fost create parcuri unde au fost montate panouri fotovoltaice care produc energie, astfel că sunt salvați bani buni de la bugetul local care erau redirecționați către facturile la energia electrică.